Ca să completăm puțin acest trio, China, Rusia, Iran, este și Coreea de Nord. Exact. În acest concert. Și observăm cum regimurile autoritare își adună resursele și forțele pentru a putea să contragareze influența Occidentului și influența lumii democratice. Nu sunt indicii, din punctul nostru de vedere, pentru un risc de escaladare la nivel de conflict și mai mare decât acesta. În schimb, facem un apel și am făcut acest lucru în mod oficial, secretarul general, noi, miniștrii apărării din NATO, l-am invitat la miniștrii apărării din NATO pe ministrul apărării din Israel. Mă bucur că a putut să vorbească cu liderii noștri. Deci în clipa de față suntem foarte atenți la riscul de escaladare, mai degrabă la nivel regional, și credem că și vizita președintelui Biden a făcut foarte mult bine